Anul acesta am pregătit pentru dotările din sistemul de învățământ o sumă de 2.700.000 de lei. Sunt dotări diverse, de la un număr de peste 300 de calculatoare care vor fi cumpărate pentru școlile din Timișoara, videoproiectoare, smartboard-uri, cam toate elementele care susțin un proces educațional performant, dar pe de altă parte și elemente specifice pentru liceele tehnologice în principal, laboratoare de curent continuu, de curent alternativ sau dotări pentru liceul sanitar. Însă abordăm tot aici sistemele de supraveghere video și mai ales rampele pentru persoanele cu dizabilități, care pe lângă faptul că sunt o obligație legală, sunt și o obligație morală pentru Primăria Municipiului Timișoara. Astăzi am semnat autorizația de construcție și în cursul acestei săptămâni vor începe lucrările la corpul de pe Gheorghe Doja al Liceului Grigore Moisil. Vom realiza acolo 19 noi săli de clasă, o sală de sport, sală multimedia și spații de tip after school. Este o lucrare în valoare de 1.950.000 de lei, o lucrare care va permite ca din toamnă toți elevii de la Liceul Grigore Moisil să învețe într-un singur schimb acela de dimineață.